Bună, dragi prieteni! Mă bucur să fim împreună și astăzi. Astăzi cântăm împreună un vals, un vals foarte frumos, un vals de Brahms, care nu este foarte mișcat, foarte rapid, are un tempo moderat, da? Deci va fi cântat lejer, relaxat. Are un singur diez la cheie, da? Așa cum și tu poți să-l vezi aici. Are un singur diez la cheie, asta înseamnă că suntem în gama sol major, da? Ce are special valsul acesta? Uită-te la el, are multe legato-uri, da? Care trebuie să le respectăm pentru că dă frumusețe piesei. De asemenea, are la un moment dat, lângă o pătrime, două 16 mici acolo puse și legate de acea pătrime. Trebuie să se introducă și să fie în același timp cu pătrima, practic. Nu cântăm o pătrime și două 16 ca și cum ar veni un timp și jumătate. Nu. 16-mile vor intra în timpul respectiv, da? Bun. Nu știu altceva deosebit și special, nu cred că are acest vals. Deja tu știi cam toate lucrurile ce le poți găsi în acest cântec. Nu rămâne decât să-l cântăm. Hai să-i dăm drumul. Ți-a plăcut? E frumoasă? Da, e foarte melodioasă și frumoasă și liniștită. Se poate cânta cu mult drag. Cum ți-a plăcut? E așa că e frumoasă și mai mișcată, mai multă viață, da? Degetele se mișcă mai repede. Ok, dacă ai întrebări, nu uita să mi le scrii, de asemenea să dai like, share și subscribe. Ne vedem în lecția următoare!